Neața bună tuturor, bine ați venit la un nou episod, acum de pe platformă cu YouTube-ul. Uitați, să vă arăt imediat locația unde sunt și uitați ce am putut dropa în o oră de stat AFK. Cât am stat, am mâncat și m-am uitat un pic pe YouTube. Că m-am mai uitat și eu, da. Uitați, astea sunt foarte multe chestii care te ajută, un exemplu la craft. Puteți să le scrieți aici sau să folosesc Google Translate, iteme de tot felul. Asta este locația, v-am mai arătat-o de foarte multe ori. Mergeți la Vision Area, Lefarux Necropolis, dăm un 5 și vedeți, aici suntem. Ok, nu asta contează, nu băga de seamă cu Rusia. Astăzi nu știu ce să fac. Eu am zis la un moment dat că o să mă duc pe caracterul mic și să văd ce ar trebui noi să facem pentru aici la Conquest. Asta am zis că o să-l fac, dar n-am avut timp ieri, așa că o să facem o altă treabă. Ne ducem cu omul două caracterele la Magic Square 1F. Foarte mulți dintre voi cam pe acolo puteți să mergeți încă. Hai să mi-l pregătesc și caracterul celălalt. Gen, le apăsăm deodată. Bun. Ok, hai că intrăm încetuc. Mă duc să-mi cumpăr repede și eu niște poțiuni. Dacă totu-s pe aici. Da, o să plătesc mulți bani, dar da, știu, una și bună că ia că acum o să pot să las. Un exemplu, am ajuns acum înăuntru, nu? Bun, o să ai nevoie de HP și MP. Mă duc și cu celălalt. Bun. Îl pregătim un pic de război. Dacă sunteți un pic mai puternici, puteți să faceți și treaba asta. Laului. Pe Laul. Cred că da. Și dăm aici. Dăm pe următorul. Gold Camber 3. Ne uităm la asta. Parcă văd că o să înceapă cu niște chestii destul de ciudate. Adică să ne omoare. Mă aștept la treaba asta. Aici e Leader Camber 1. Nu mă interesează. Vreau să găsesc un loc unde să îl las pe ăla micuț la farmat. Pe ăla, da, mai micuț la piesuri. Să mă uit. Nu am nevoie. Ok, bun. Deci, ai ajuns la Magic Square, ai făcut pasul până acum, nu? Ok. Să spunem că chestia stă în felul următor. Hai că dau niște punturi. Cred că nu mai merge. Ba. Da, aici, păiul ăsta, și aici vei vedea șansele. Aici spune șansele to move. Tu, un exemplu, clar că vrei, când vii aici, să te duci la Durstel, nu? În rumul de Durstel. E 2.2%, trebuie să ai noroc. Dar puteți să ajungeți chiar și în rumul de început. Ia că te-am și dropat niște iteme, ok. Tu poți să ajungi și aici. Dar, un exemplu, nu trebuie să te iei că te uiți pe aici la ei și zici, bă, zicem așa, experience camber 1, nu? Eu sunt aici. Da. Bine, ce să fac? Hai că nu prea-mi convine, mă duc la 2. Dacă prins, că e posibil să nu prins. Te duci la 2, zici, a, păi acum e dropul destul de mare, știi? Adică poți să iei, să faci cât nu faci într-o zi de farm. Nu e adevărat. Mie mi-a explicat cineva, nu știu dacă mi-a explicat bine, dar eu vă spun din experiențele mele. Dacă greșesc, puteți să spuneți pe acolo în comentarii că da, ai greșit, uite care e toată faza, știi? Ok. Un exemplu, tu poți să te duci de sigur și la 1, 2 sau 3, dar diferențele care sunt? Tu, dacă te duci la 1, o să iei mai puțin
XP bănuți și coinuri de astea. Desigur, dacă te duci la 2 roman și 3 roman, poți să înceapă să crească, dar XP-ul pe care îl faci o să fie și drop-ul, adică nu XP-ul, drop-ul pe care îl iei, adică poți să iei teme albastre, teme verzi, un common, mă înțelegi? Nu, common, scuze. Common, un common și rar. Eu am ales ca să vin aici, deoarece foarte mulți dintre voi încă nu aveți piesurile normale. Bun, o lăsăm aici 25 de minute. Bine, clar că nu o să stau aici 25 de minute. Și o să stau să povestesc cu voi, adică, mă înțelegi? Aici suntem în Gold Camber 1. Ce înseamnă asta? Pe caracterul... Balancer. Normal, ăsta mi-era primul caracter. De-aia 43 KPE și level 46. No, nu întrebați. Aici, clar. Uite-te ce item mi-a dat. Asta le poți vinde și îți iei bănuți. O bucată e 10.000. Acest old silver. Celalte, lesser in peel. Te va ajuta. Dacă citești aici, this material is needed to enhance inner force. Deja asta le pot, acest material poți să-l folosești la inner force. Și poți să-l găsești în Magic Square sau Secret Pick. În Secret Pick am fost ieri, l-am lăsat acolo la farmat și nu prea mi-a picat, na, și asta trebuie să vă uitați. Ia uite, aici este monstrul ăla, cartea aia nu o să avem nevoie pentru, cred că pentru train, nu, cred că pentru inner force, da, alea să dăm upgrade. Da, cam așa ar fi. Ai văzut, am primit, skill tone, nu, pentru skill-uri, scuze-mă. Am încurcat eu. Bun. Ca să ajungi mai repede, trebuie să te uiți și la skill-uri. Eu asta m-am observat chiar ieri. Mă uit cu foarte mare atenție la ce să dau upgrade. Acest skill dă 260% psychical attack și psychical damage pe un număr de 9 hituri, adică de 9 atacuri. Efectul marker pentru 5 secunde darkness, adică cum ar fi un fel de flash. Am toată lumea cred că știe ce înseamnă flash-ul ăla. Celălalt la care putem să punem e de 240% psychical attack pe un număr de 8 hituri. Bun, chilled for, cum ar fi, o să fie blocat pentru 5 secunde. Și monster movement speed o să scadă movement-ul, adică o să-l înghețăm, că și scrie Ice Cage. O să-l înghețăm pentru minus 50. O să-l îngheț și o să meargă un pic mai încet cu minus 50, cam așa, de nu, pentru 10 secunde. Asta m-ar ajuta destul de mult. Dar și asta. No, bun, și eu ce fac acum? Mă uit la celelalte. Ok, eu m-aș duce acum pe ăsta. Ai văzut? Mi-au crescut piesurile. Tot timpul trebuie să dați un upgrade. Dacă puteți, dați upgrade. Sunteți într-un clan, nu? Nu știu ce s-a întâmplat pe aici. a făcut clan cu încă altcineva. Sunteți într-un clan. Bun. Te duci tot timpul când se umple astea, îți dă. Uite, ți-a dat frunze de alea și te duci aici și tot pui, nu? Bun. Dar, într-un clan, o să trebuiască să și dai un pic la donată. Noi, un exemplu, dăm acum. Perfect. Perfect. Pun un pic de dărstă și pe aici. Ajutăm și noi comunitatea, dar de ce? Fii atent. Eu am donat, cred. Nu mă apare aici. Ba, acum. Eu am donat. Eu cu treaba asta pot să mă duc pe shop-ul clanului și uitați. Eu pot să mi le cumpăr. E bine, limita bunului simți că noi nu o să mă duc să cumpăr chiar tot. Adică, ia, vezi? Ia, aici îți dă Purified Water Box. Purified Water aveți nevoie pentru
voi, ca să vă dați upgrade-uri, mă înțelegi? Nu mai știu exact la ce trebuia la Perfect Water, cred că la Spirit, nu la Spirit, la, cred că Training, la un moment dat, parcă mi-a trebuit Perfect Water. Da, cred că la Constitution aici mi-a trebuit. Da, noi îl lăsăm pe ăla, clar că acum nu mai putem să le luăm. Uitați mișcările pe care le fac eu repetitive în videoclipuri. Puteți să dați cu și cu slow motion dacă chiar aveți nevoie, adică, na. Da, aici mi-a luat cam donat, mi-a dat un clan coin, 1000, uf, ok. Eu mă duc pe shop și clar, pot să mă duc să-mi cumpăr. Dar de ce? Că pentru că am donat. Asta nu spun să vi le donați chiar coinurile, banii și ce mai aveți acolo tot. Nu. Jumătate sau așa mai departe. Mă scuzați că sunt răcit. Puteți să le donați. El... Doamne, depinde. Mare atenție. Uite, aici scrie clan instruction. Salutare la toată lumea. Bine ați venit. Donați zilnic Dirtsteel, Energy și Copper. Și expediția o să fie în fiecare sâmbătă de la ora 20. Adică, dacă nu scrie treaba aia, să nu merge să donați, pentru că le donați pe degeaba, mă înțelegeți? Și așa, dacă le donați pe degeaba, clar că nu merită nimic. Ia, avem pe cineva de aici, din asta. Hai să vedem ce am luat până acum. Skeletonul care m-a ajutat, Magic Stone, de cât am observat și eu, și multă lume m-a întrebat, bă, ce să fac cu atâta Magic Stone? Uite, un exemplu, înainte să trec la Magic Stone, o să vă arăt treaba asta. Dai pe Bishon Demon, ca asta tot timpul se strâng, te duci la un comun, nu cum am văzut pe alții, și dai aici, autosim, le-a pus pe toate, nu? Bun. Pe foarte mulți am văzut treaba asta, că le pune una după una după una, pe dacă ai 50, ce faci, frate? Le lași acolo? Nu, bun. Hai să mergem acum pe... Oh, Magic Stone of Mana. Super, am prins. Nici nu mă așteptam. Mergem pe Magic Stone. Aici la caracter, Magic Stone. Și uitați, combinațiile pe care le-am pus. Eu aseară am luat pasta. Critical Attack, Damage Boost, Eva Crit. Aici le puteți verifica. Clar că după ce le schimbați, o să vă scadă. O să vă scadă piesurile. Și da, spun mare atenție ceea ce puneți pe caracter, pentru că voi trebuie să le încercați. No, bun. Un exemplu, de asta eu nu m-am nevoie în momentul de față. Ca să deblochez și scrie Tower of Conquest Stage 12. Asta ar însemna să stai toată ziua la questul ăla, dacă poți. Dar la Combine, pif, un albastru. Bă, opa, ce-mi dă asta? HP, crit, deocamdată nu o să-l schimb, o să-l las acolo. Și aș vrea să mă duc acum să vedem cu celălalt caracter ce a făcut. Ok. Old Silver 3 bucăți, 30.000. De asta avem stil nevoie pentru craftat. Uai, nu vă dați seama. Nu vă dați seama, guys. Și tot așa o să faceți. O să dați pe chestia asta de aici, Movable, și te tot duci. Te uiți la informații, pe unde ești. Aici scrie, eu sunt Gold Camber 1 Roman. Gold Camber 1 Roman, e o șansă de 4.4% să ajung aici. Bine, foarte repede, na. Ai ajuns, ți-ai pus a făcut pe aici, hopa, iară niște bănuți în plus. Așa că, enjoy, guys, n-aveți ce-am omorât pe cineva? Dark Crow? Cine asta, nu? Adreu, dar nu știu. Bro, dacă te uiți la videoclipurile mele, I'm so sorry, you know? I'm recording. Îmi pare rău, chiar filmam și e pus pe auto, nu... Asta e. Dacă te-a supărat, ce zic, ți-a trece data viitoare. Oricum pot, dacă un exemplu ai omorât pe cineva,
tot puteți să apăsați aici, știi? Nu trebuie să stați în room-ul de Magic Square 1F, pentru că nu o să vă ajute. Gen, voi stați afăcât și pierdeți timpul. E, fii atent, acum o spun. Câțiva m-au întrebat în privat că ei au numai 30 de minute. Cum să facă să dea extend? Vedeți aici, plusul ăsta. Dăm pe el și mai avem un pergamen. Ne dă încă o dată 30. Și ne-am făcut 4-6. Și tot așa, știi? Nu trebuie să plecați repede de aici. Bine, dacă aveți timp, na, vorba aia. Dacă aveți timp, clar, puteți să lăsați. Un exemplu, sunteți la muncă și puteți să lăsați o oră aici să... Dar mare atenție, de multe ori, când lași la Magic Square, e și riscul să mori. Uite, eu l-am pus acum pe Hostile, l-am pus pe, efectiv, pe auto și l-a omorât pe băiat, pe Dark Crow, băiatul ăsta, Adreu, 1-3-5. Și dacă stau și mă gândesc, sigur, e român. Mă rog, asta nu contează. Așa că, știu că mai repet în videoclipuri, am mai și spus-o, iar a venit. Hai să vedem așa de curiozitate. Dați pe el, pe numele lui, info, mi-a selectat monstru, info, level 41 și 29 KPS. Păi cam, da. No, o să mă scot un pic de pe ăsta, dar nu mă scot în caz dacă o să vină cineva mai puternic. Asta e, frate, aici. Aici e riscul meseriei, mă înțelegi? Te-ai băgat să vii la Magic Square și aici poți să omori, pentru că poți aici. Și în 4F, unde v-am mai și spus, acolo puteți să vă faceți pe ca. Cum să vă dați seama cum puteți să faceți pe ca mai repede? Dați pe aici la Special și aici vă scrie ce e special. Aha. Da, adică poți, dar dacă vă scrie Safe.com Special, ia aici, bine, Specialul... Ne. Dar scrie, nu înjurați, vedeți, nu înjurați chestii de mai multe, nu faceți mai multe, mă înțelegeți că vă poate sancționa pe Discordul lor, a comunității Mir 4, vă poate sancționa la treaba asta și nu prea cred că v-ar conveni să stați deoparte, mă înțelegi? A venit băiatul, ce să fac cu el? Na. El a pus, nu eu. Mă rog, asta e, am mai auzit pe câte unul că noi suntem de vină, că noi facem pe cauri, că lumea are ciudă pe noi. Bro, fii atent, hai că vă spun în felul ăla. Pentru cei care suferă, să spunem așa, că l-ai omorât pe unul Magic Square. Nu, ideea stă în felul următor. Eu când am fost level 20, m-am dus la Magic Square, a venit cel de level 70 cu 100 KPS. Și m-a omorât. Cred că am apucat să prind pe un live stream de-a meu treaba asta, nu știu exact, nu pot să zic, dar știu că off camera am prins de foarte multe ori, că eram cu un prieten, foarte bun. Ideea asta în felul următor. Când cineva de level 70 cu 100 KPS, nu toată lumea știe ce înseamnă 100 KPS și levelul ăla, să vină să te omoare numai ca să nu poți mina un exemplu Durstil, păi tu la level 70 tu nu ai ce căuta acolo. Deci tu la level 70 nu ai ce căuta aici în Magic Square 1F. De ce nu te duci la 2F unde e locul tău? Scuză-mă. De-aia nu te duci că pe acolo te omoară toată lumea? Da, frate, da, e un joc bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm bătuți de alții, un exemplu. Adică eu la level, hai să nu fie 20, să fie acum la level 46-45 KPS. Să vină un acum cu 100 KPS sau vorba aia, 5, a, nu 100, că mi-ajunge și 55 KPS. Clar că mă omoară și mi-a locul, mă înțelegi? Sunt în Magic Stone Camber 2, adică aici o să vezi pe foarte mult, bine acum e dimineață și na. E posibil un pic mai încolo să apară lumea. Și o să vedeți că o să apară player, o să apară tot felul care o să vină să te omoare. Deci, așa e normal, na, dar trebuie să aveți grijă unde le și faceți. Aici,
cum mă mai repet, Magic Square puteți, Secret Pick puteți, 4F puteți. Dar deja când vine 3F, 2F, 1F sau în alte zone, deja e un pic cam ciudat. Vedeți că puteți să luați și report pe baza asta de la playeri și nu știu, nu vreau să mă gândesc mai departe, așa că mare grijă. Deci, cum zic, cu minte că puteți, frate, puteți să creșteți și în PS-uri, cu răbdare, că jocul, cum să zic eu, acum foarte mult s-au apucat de acest joc pentru, să fim sinceri, că au zis că scot bani. Hai că spun în felul ăla. Cine să vă spună că la levelul ăsta pe care l-am eu în momentul de față, să pot scoate bani, hai să vedem. Mergem pe dracu, nu? Ok, nu o lăsăm așa. Am 117k PS. Eu pot să dau un exchange către un dracu coin. Bun. Acel dracu coin o să-mi dea o bucată. Deci ar fi în jur, un dracu coin ar fi posibil să nu vorbesc prostii, în jur de 50 de cenți, poate? 50 de cenți, nu, cred că știți și voi ce înseamnă 50 de cenți, adică, da. Nici un euro, un exemplu. Cred că un euro, până la un euro e foarte mult de spus, dar o lăsăm așa. Man, cel mai bine de la level 70 în sus. Dacă chiar vrei să stai să scoți bani, mi faci farmezi până la level 70 și după aia, desigur, o să poți să scoți și bănuți. De ce? Pentru că tu o să ai PS-uri mai mult, mai bune, o să ai iteme mai bune. Dacă cineva o să vină să-ți facă, cum să zic eu, PK, adică o să vină să te atace în niște zone în care tu chiar acolo ai o legendară și vrei să o minezi, adică Dark Steel, legendar. Clar că o să te poți apăra, mă înțelegi? Ia uite, ieri am fost în Secret Pick, ieri seară, și a venit un băiat acolo, am mai avut în jur de 50 de bucăți, trebuia să mai minez de Dark Steel, de alea galbene. Bun. M-a lăsat. A venit până la mine, el avea level 80 și 111 KPS. Îți dai seama că mă lovea și era în 2F, adică nu mă putea da un hit, eram jos. Nu s-a dus. Pentru că de acolo clar că nu mai poate face nimeni nimic. Bine, aia mai mare, da. Dar noi ăștia mai micuți, la level 80 ai 111 KPS, păi bro, da, atunci poți să scoți și bănuți. M-a mai întrebat cineva că, pe cum că am văzut un tutorial în care un român de-a nostru, sau nu știu cine a povestit, că nu mă uit la alții care fac content, eu îmi văd de canalul meu și de asta, no hate, deci nu vreau să dau cu hate sau așa mai departe, nu mă vă explic niște treburi ca să știți. Că tot felul, tot timpul primesc mesaje în privat că bă, ăla la level 20 a scos 20.000 de euro din jocul ăsta. Bro, nu poți să scoți 20.000 de euro. Pentru că tu nu poți să stai, tu nu poți să te duci în 4F, unde sunt monștri de level 45, să stai la minat, nu poți să faci multe chestii. Adică nu poate cineva să vină la mine să-mi zică, bă, că ăla la level 20 a scos 20.000 de euro. Aia să o dăm pe față, mă înțelegi? Nu, trebuie să stați un pic la farmă, da, e clar. Știi care e ideea? Dacă vrei să câștigi, faci și niște sacrificii, mă înțelegi? Asta sunt pentru oamenii care îmi scriu în privat numai și numai pentru bani. Bro, deocamdată până la, cum am zis, mă repet, no hate pentru fiecare, fiecare știe ceea ce își dorește, de ce s-a apucat de joc și, uite că, eu, alegerea mea e cel mai bine să încep treaba cu să se scoată gen, dacă tot îi niște bănuți, de la level 70 în sus. Pentru că atunci știu că treaba e treaba. Așa că sper că m-am făcut înțeles. Am ales să fac acest videoclip în speranța în care am mai clarificat niște chestii. O să revin și cu live-urile în care aș putea să vă răspund instant la întrebări, dacă veți avea o întrebare.
Dacă aveți vreo idee despre ce să mai facem videoclipuri, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii sau pe Discord, Instagram sau așa mai departe, că o să facem. Desigur, o să iau și de la Conquest misiunile, o să avansez, o să facem și de la Mystery și ăsta, dar un exemplu ce ar trebui să faceți voi, ca și jucători, de început și mici tutoriale, le-am făcut deja. Adică asta nu mai merită să mă le mai fac. Da, e că mă repet eu în episoade, pe aia partea a doua, mă înțelegi? Pentru că nu toată lumea o să stea să uite chiar la toate, la un playlist de vă poate 30 de episoade deja. Așa că enjoy, guys. După cum am zis, la jocul aveți pe Steam și pe telefon, din câte am înțeles eu pe telefon nu mă juc. Am auzit de la alții care se jucau pe telefon. Pe Steam e gratis, v-am învățat cum să instalați a doua aplicație care vă puteți conecta cu două conturi, adică contul main, principalul, și contul secundar, care clar că na, la un moment dat o să-ți faci și treaba asta, nu? V-am învățat tot felul și chiar mă bucur când primez mesaje de la voi că frate, mulțumesc, țină tot așa sau chiar m-a ajutat destul de mult videoclipurile tale. Eu încerc să vă ajut așa acum, cât se poate când suntem micuți, că e clar, eu nu pot să mă duc după aia să-mi dau levelul înapoi și să încep de la început. Ei, că pot să fac eu un caracter. Da. Pot să fac un caracter să cumpăr încă o dată unul și să încep de la zero, dar aș vrea să mă axez pe asta două, pe caracterele astea două până la final. Așa că mare grijă de voi, de unde vă uitați la episod, spor la lucru, mă rog la muncă, o zi frumoasă să aveți și spor la farmat, minat, gathering, ce mai faceți voi și piesurile alea, fiți atenți că o să aveți nevoie de ele. Așa că mulțumesc încă o dată pentru butonul de like pe care l-o să-l apăsați, am văzut că nu prea, dar câteodată merge bine, câteodată ne. Dacă vă apăsați butonul de like, guys, mă ajutați și pe mine și așa aș putea să văd și aprecierea voastră și să mi dați și un share la prietenii voștri care joacă, un exemplu, și butonul de subscribe, desigur, dacă nu ai apăsat deja, așa că o zi frumoasă să ai în continuare și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!